Șerpii nu sunt cele mai plăcute creaturi din lume, dar una este să-i vezi prin ecran și cu totul altceva e să-i întâlnești personal. În unele țări, ei pot să se furișeze în casă, iar în altele să oprească un meci. Nu mai vorbesc despre contactul apropiat și direct cu șarpele, care se întâmplă nu atât de rar. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că puneți un like și să începem! Nu glumi cu pitonii. Anume, asta le-aș fi spus acestor tipi care au mers la un lac abandonat ca să scoată de acolo doi pitoni de 500 de kilograme. Ei n-aveau niciun fel de pregătire suplimentară. Ei pur și simplu au intrat în apă și au început să caute șerpii cu mâinile goale. Și după cum puteți observa, într-un moment dat, lipsa echipamentelor aproape că l-a ucis pe unul dintre ei. Dacă nu era dorința de a trăi, pregătirea fizică și un grup de oameni alături care l-au ajutat la timp, nu se știe cu ce s-ar fi terminat. Cu toate astea, a fost salvat de la atacul pitonului. Mai târziu, tipii au prins primul șarpe, apoi și pe al doilea, așa că misiunea poate fi considerată cu succes. Iată cum trebuie. Anume, cu așa cuvinte pe scenă s-au urcat acești doi bărbați. Ei au venit de la serviciu de securitate. Sarcina era să efectueze o lecție pentru copii în care povesteau cum să se comportă în cazul în care sunt atacați de diversi șerpi și alte animale. Ei n-au inventat nimic mai bun decât să pună creatura pe unul dintre ei, cât timp al doilea va explica acțiunile colegului său. Totuși, situația a ieșit de sub control în momentul în care șarpele s-a încolăcit prea puternic în jurul capului. Bietul om s-a înroșit și din răsputer încerca să țină capul pitonului așa încât el să nu poată să-l muște. Agentul cu microfonul le explica copiilor că șarpele încearcă să-l muște pe bărbat ca să se simtă mai bine. De fapt, reptila nu e periculoasă din cauza vârstei și că de mulți ani e obișnuită să contacteze cu oamenii. Ca să demonstreze cât de puternic e pitonul, bărbatul i-a permis unuia dintre elevi să bage mâna între capul bărbatului și corpul șarpelui. Dar se pare că nu i-a prea plăcut situația. Voi ați fi vrut să încercați? Partii cu șerpi. Dacă e să-l credem pe autorul acestui video, undeva într-una dintre rezervațiile naturale sau alături de una dintre ele s-au stricat acvariile cu șerpi și toți au ieșit în libertate. Ei zăceau pe pământ ca niște crenvuști leneși, dar de îndată ce bărbatul se apropie de unul dintre ei, își deschide gura în semn de autoapărare. Povestea asta s-a terminat cu bine, dar șerpii care pur și simplu stăteau acolo jos, fără niciun echipament, nu-mi ies din cap până acum. Atenție, atenție! Vă invităm la noul nostru show! Vedeta din seara asta este un șarpe echilibrist. Doar uitați-vă cum își menține echilibrul această creatură. Mai înainte credeam că le este incomod să se tărască așa, că le-ar fi plăcut să aibă niște picioare și să meargă ca noi. După cele văzute, mi-am schimbat părerea. Acest șarpe se simte perfect în propria piele. Judecătorul târător. Chiar în timpul unui meci de baseball pe teren a ieșit un judecător independent. A primit plângeri de la jucători că arbitrul nu judecă corect jocul și domnul șarpe a decis să verifice totul personal. Uitați-vă cu câtă încredere se trăiește. Mă întreb, oare cum a ajuns șarpele pe teren? Doar există pază. Puțin probabil că meciul se desfășoară în mijlocul junglei. Deși, judecând după faptul cum au început să prindă și să bage șarpele în găleata din plastic, mâna profesioniștilor lipsește. Deci îi iertăm că au scăpat cu vederea șarpele pe terenul de baseball. Era amuzant oricum. Șarpele a atacat un om. Când auzim că un șarpe a atacat pe cineva, la sigur că în primul rând ne gândim la următorul scenariu. Un șarpe, nu prea mare, s-a strecurat lângă om și a încercat să-l muște. Am dreptate? Ceea ce s-a întâmplat în acest video nu prea satisface așteptările. Nu e clar cum s-a ajuns aici. Un șarpe anormal de mare s-a încolocit în jurul omului și aproape că l-a înghițit. Da, judecând după dimensiunea ființei, asta s-ar fi putut întâmpla. Prietenii brazilianului au alergat să-l ajute și au terminat filmarea. Judecând după comentarii, băiatul este bine. A fost salvat de la atac. Interesant, cum s-a întâmplat asta? Oare el n-a văzut șarpele uriaș care se târa în direcția lui? Scrieți-ne în comentarii ce ați fi făcut voi într-o astfel de situație. Prin ce metodă v-ați fi salvat de șarpe?
De mult știam că Australia e o țară superbă pentru viață, traiul acolo e cam periculos. Iată, uitați-vă ce poate să se întâmple într-o zi obișnuită într-o familie normală. Căutând unde să se ascundă de căldură, în casa lor a venit un piton. Autorii videoului au reacționat bine, nu s-au speriat prea tare, dar sunt oameni care ar fi abandonat casa doar să nu vadă șarpele enorm. Noroc că vecinul eroinei videoului este expert în șerpi. Ea l-a rugat să o ajute și împreună au calmat șarpele. Pitonul a fost ascuns într-o plapumă sau ceva de genul. Peste câteva minute, pe loc au ajuns doi salvatori, care au luat creatura înfiorătoare cu ei. După cuvintele lor, șarpele nu era deloc agresiv, pur și simplu căuta un loc unde să doarmă. Șarpele cu clopoței. Este șarpele cu care s-a întâlnit acest bărbat în sălbăticie. A dobândit așa nume fiindcă îi face confuz pe inamici cu frecvențele sale. Pe coadă are un fel de zdrângănele, un fel de solzi modificați adunați în grupuri, în segmente, în mișcare. Când șarpele scutură din coadă, segmentele se lovesc unele de altele, procurând acest sunet caracteristic. Ce ține de veninul acestei creaturi? Stați un pic, suntem într-o situație periculoasă. Bărbatul voia să sperie șarpele atingându-i coada, dar se pare că a făcut doar mai rău. Șarpele s-a târât pe piciorul bărbatului și era în mod clar într-o poziție neprietenoasă. Ei bine, venenul acestui șarpe poate să provoace schimbări în celulele sanguine, tulburarea coagulării și deteriorarea venelor, în urma căreia prin pereții lor poate să curgă sânge. Asta la sigur nu-și dorește nimeni. Eroul videoului s-a gândit să ia o crenguță și să se atingă de corpul șarpelui neobservat. Din fericire, asta a funcționat pentru el. Bărbatul a reușit să obțină câteva secunde în care șarpele era distras și a sărit în sus rapid la o distanță sigură. Asta da experiență și răbdare. Curajul nu e mereu binecuvântat. Eroul acestui video și-a dorit să prindă un șarpe și se pare că n-are pic de teamă în ochi. El a coborât pe baldachin spre apă și a încercat să salveze un șarpe venenos periculos. L-a apucat de coadă și se pare că reptilei asta nu i-a plăcut. Apoi s-a întâmplat ceva ce seamănă cu scenariul unui film science fiction. În ajutorul rudei pe care o năcăjește omul, a venit un șarpe mult mai mare. A alunecat pe baldachin așa de parcă în tot acest timp stătea în vârf așteptând momentul potrivit. Și apoi, strike! Omul e doborât. Despre ce s-a întâmplat mai departe în apă nu știm, dar propun să sperăm că totul a fost bine, căci bărbatul n-a vrut să facă rău nimănui. Mangusta versus șarpe. Mulți cred că mangusta este o creatură foarte drăguță, micuță și inofensivă, care mereu se ascunde de toți prădătorii și nu intră în conflicte. Dar după acest video, oamenii sigur își vor schimba părerea. Uitați-vă cu cât curaj mangusta își protejează teritoriul. Nu contează dacă e un șarpe sau altceva, este gata să facă față oricărui oaspete neinvitat. Mangusta mică este un adevărat prădător. Aceste animale au o vedere foarte bună și un simț al mirosului ascuțit, deși nu cel mai de invidiat auz. În caz de pericol, poate să imită un miros foarte puternic și neplăcut cu ajutorul unor glande speciale. Fiindcă viteza reacției lor este una dintre cele mai rapide din lume, mirosul neplăcut îl va înghiți momentan pe inamic. Salvatorul o primește și pentru restul. Bărbatul a devenit martorul unei confruntări dintre câine și unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume. El n-a rămas indiferent și a devenit participant activ la această bătălie. A alungat rapid șarpele de la patrupezi inofensiv și l-a provocat să-l atace. Doar uitați-vă cât de nemulțumite șarpele! Probabil că și imagina deja cum va mânca din bietele creaturi, cum le va înghiți, apoi cum le va digera. Dar a apărut acest om enervant și i-a stricat toate planurile. Înțeleg perfect șarpele și comportamentul lui, deși sincer vorbind nu m-am așteptat ca șarpele să țină corpul ca o strună. Sigur nu îi vom egala în exercițiul plank. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod și dacă vă este frică de șerpi. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!